afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florica au fost audiați de procurori într-un nou dosar desprins din Microsoft. Sunt acuzați de spălare de bani și că ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 50 de milioane de euro. La sfârșitul lunii trecute, cei doi oameni de afaceri au fost chemați la DNA pentru a li se aduce la cunoștință că au calitatea de suspecți în acest dosar. Nou, Pescariu și Florica au fost trimiși în judecată în alte dosare legate de achiziția de licențe Microsoft împreună cu fostul ministru al comunicațiilor, Gabriel Santu. Asta am aflat cât de corupt sunt. Cât de corupt sunt? Mi-au mai adus la cunoștință încă o acuzație. Acuzație de? Ce acuzație? De spălare de bani. În legătură cu ce? Tot în dosarul Microsoft. În ce dosar? Asta e un never-ending story. Dar cum vi se pare, domnule Pescariu, dosarul Microsoft v-a consacrat ca fiind denunțătorul numărul 1 al României și tot dosarul Microsoft vă îngroapă, cu ghilimele? Frustrant. N-are cum să mă îngroape, fiindcă adevărul e de partea mea aici. Putea să mă îngroape la început, acum n-are cum să mă îngroape, acum doar îmi urâțește viața. Cum au fost sărbătorile în țară, având în vedere că știm că voiați să mergeți în Florida? Vreau să merg cu familia în Florida. Ați fi vrut să mergeți în Florida și să rămâneți acolo? Am văzut un trend în rândul urmăriților pe noi. Asta era principalul motiv pentru care vreau să merg în Florida, că se știe că te poți ascunde în America cel mai bine.